rugăciunea este foarte importantă în viața oricărui credincios și fiecare om este liber să se roage așa cum simte. Există însă rugăciuni de la Sfinții Părinți gândite pentru binele și folosul nostru, pe care să le rostim în orice moment al zilei, la vreme de necaz, de boală, de neînțelegeri în casă și tot felul de probleme cu care se confruntă omul. Conform știri.fresh24.ro, seara, după ce ți-ai încheiat toate treburile și rămâi singur cu gândurile tale în liniștea nopții, aprinde o lumânare și citește în gând sau cu voce tare rugăciunea de seară. Nu îți încheia ziua fără să-i mulțumești lui Dumnezeu și Maicii Domnului că au avut grijă de tine și de cei dragi și că ți-au oferit în dar încă o zi pe acest pământ. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Părului care pretutindenea ești și toate le împlinești, vestierul bunătăților și datătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Rugăciunea întâi a Sfântului Macarie cel Mare către Dumnezeu Tatăl. Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, cel ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu fapta, cu cuvântul și cu gândul și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și dăm, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, casculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele, că a ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Relatează știri.fresh24.ro.